2,1 miliarde de lei este suma furată din buzunarele copiilor noștri de către actuala guvernare prin anularea majorării alocațiilor. Această sumă trebuia alocată copiilor începând cu 1 iulie, însă și de această dată s-a dovedit a fi doar o minciună. Întrucât, în campania electorală, atât Câțu cât și Orban dădeau asigurări că acești bani vor merge direct la copii. Guvernul a anunțat că nu va acorda cea de-a doua tranșă de majorare a alocațiilor copiilor prevăzute pentru 1 iulie. Asta înseamnă că 2,1 miliarde de lei sunt practic furați din buzunarele copiilor noștri. Înainte de alegerile din 2020, Câțu și Orban i-au mințit în fața atât pe părinți cât și pe copiii cărora le promiteau că vor eșalona dublarea alocațiilor adoptate de PSD în 5 tranșe semestriale egale. După ce au primit votul, guvernul Câțu a anunțat majorarea alocațiilor cuvenite copiilor. Deputatul PSD Alin Chirilă se opune cu vehemență acestei decizii luate de către guvernul Câțu, făcând toate demersurile astfel încât acești bani să ajungă direct la copiii românilor, ci nu în buzunarele liberalilor. Guvernul Orban și Câțu nu mai respectă promisiunile făcute în campanie. Toate acele promisiuni, după cum vedem noi în campania electorală, au fost făcute pentru români pentru a câștiga alegerile. Deși nu au câștigat alegerile parlamentare, aceștia au devenit guvernanții noștri care azi fură din buzunarele copiilor. Fură în jur de 2,1 miliarde de lei, adică cam 500 de lei din buzunarul copiilor între 2 și 18 ani și cam 1000 de lei din buzunarul copiilor sub 2 ani de zile sau cei cu dizabilități. Au uitat ce au promis în campanii electorale și mai nou încearcă să se comporte exact ca pe timpul PDL-ului când Boc tăia și triumfa prin tăieri de salarii și alocații și micșorări de pensii. Suma totală de 2,1 miliarde de lei trebuia plătită în intervalul 1 iulie 2021-1 iulie 2022. Prin neacordarea acestei sume, Câțu și Orban fură de la fiecare copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani câte 500 de lei, iar de la fiecare copil sub 2 ani cu dizabilități câte 1000 de lei. Este rușinos cum tocmai guvernul României tratează în acest mod viitorul țării noastre.